Eu cred că e nevoie de acest acord, tocmai despre ceea ce spunea și domnul Cărbunaru aici. E vorba de o credibilitate internațională, e vorba de un semnal pe care îl transmis pe piețele externe. În același timp, cred că discuțiile astea indică și o lipsă de încredere. Că, de fapt, cred că aici e cheia întregii povești. Dacă stăm să ne gândim la faptul că chiar ministrul de bugetului, domnul Vâlcov, acum câteva zile invoca solicitarea, în motivarea solicitării făcute de către FMI cu privire la reducerea deficitului la 0,9, invoca, sau dacă vreți, spunea despre argumentele celor de la FMI, spunând că sunt niște discrepanțe istorice. Pe asta, dacă traducem așa simplu, pe înțelesul oamenilor, înseamnă că undeva în trecut, și domnul Vâlcov spunea 2012-2013, guvernul Ponta a mințit forurile internaționale. Și atunci ei, practic, probabil că de aia se și prelungește atât de mult acest proces de negociere, dumnealor încearcă să vadă exact care sunt cifrele. Acum noi, cei din opoziție, nu avem acces la niciun fel de cifre. Am cerut de foarte mult timp, chiar înainte de începerea campaniei electorale, ca acest guvern să respecte legea și să vină în Parlament cu bugetul. Asta nu însemna neapărat că acel buget trebuia adoptat într-o săptămână. El putea să intre în comisiile de specialitate, să vorbim de niște cifre, ori noi am avut în campanie niște cifre, după campanie alte cifre date de Institutul Național de Statistică. Practic nu ne putem baza pe niciun fel de date. Aceste lucruri, cu aceste lucruri se confruntă și instituțiile internaționale. Și atunci e firesc să existe această lipsă de neîncredere și probabil că de aici și solicitările astea care... Evident că ni se par exagerate, dar probabil că încearcă să-și ia niște informații mult mai concrete sau, dacă vreți, mai aproape de adevăr. Haideți să ne amintim și la bugetul și în ceea ce privește exercițiul bugetar trecut sau de anul acesta. Da, am avut de-a face cu un buget care a fost blocat intenționat. Tocmai pentru că în a doua parte a anului, și aici mă refer strict la investiții, da, sau la cofinanțări pentru proiecte europene. Dar și toate cele cofinanțări în partea a doua a anului s-au transformat în niște pomeni electorale, în speranța că domnul Ponta va câștiga mandatul de președinte al țării. Pentru că de aia nu am avut investiții făcute în zona de autostrăzi, peste tot aceste cofinanțări cuprinse inițial în buget, de fapt, nu au fost cheltuite pentru investițiile care de altfel ar fi însemnat mult mai mulți bani băgați în economia românească, pentru că cofinanțările reprezintă, nu știu, 15% maxim din total, dar 85% vin din afară, de la Uniunea Europeană, și atunci banii în economie sunt evident mult mai mulți, da? Nu s-a întâmplat acest lucru, iar aceste cofinanțări au intrat tocmai ca în speranța că domnul Ponta va ieși președinte.